Bună seara, doamnelor și domnilor. Deși au trecut 10 luni de când, aproape de când nu mai este președintele României, domnul Traian Băsescu continuă să rămână o voce extrem de activă în spațiul public românesc. În această seară, invitatul nostru special, Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte. Bună seara. Și alături de mine, maestru Ion Cristoiu. Bună seara. Domnule președinte, în ultima vreme ați făcut agenda zilei, ca să zic așa, pe tema aceasta refugiaților / migranților, că nu știu cum să le mai spun acum. Să le spunem refugiați, ca să nu ne încurcăm. Să nu ne încurcăm, le spunem refugiați, pentru că ați avut o opinie extrem de tranșantă în legătură cu asta, poate și pentru că statul român, reprezentat la vârf de niște persoane despre care o să vorbim, s-a cam bâlbâit. Nu a avut o poziție clară, unitară, de la bun început. De altfel, sper în partea a doua a emisiunii să aflu de la dumneavoastră răspunsul, pentru că sunteți așa, ca un analist politic. Acum să aflu cine credeți dumneavoastră, cine credeți dumneavoastră că este de fapt la butoanele României în acest moment, apropo de persoanele extrem de influente, dar care s-au bâlbâit. Președintele Klaus Iohannis, premierul Victor Ponta, liderul partidului interimar al partidului de guvernământ Liviu Dragnea, vicepremierul Gabriel Oprea. N-am avut de nicăieri o poziție tranșantă, România va face asta, avem un plan în legătură cu asta. Însă, după prima ieșire a președintelui Klaus Iohannis, a venit o a doua ieșire, mai tranșantă, aș zice, în privința cotei alocate României. Președintele Klaus Iohannis a spus că nu acceptăm mai mult de cei 1700 stabiliți deja în primăvară. Vreau să vedem această scurtă declarație, după care vreau analiza dumneavoastră, pentru că e urmașul dumneavoastră la butoanele României, și să-mi spuneți, e corect cum a procedat, trebuia de prima dată să spună asta sau nu. Haideți să vedem declarația lui Klaus Iohannis. Am luat act cu oarece nemulțumire de acest proiect prezentat în Parlamentul European. Luni, în 14, se va întruni în ședința extraordinară Consiliul JAI, unde se va lua în discuție această chestiune. Din partea României va participa ministrul de interne, cu care am avut o discuție în această dimineață, iar mandatul ministrului de interne la conferința JAI este să nu declare adeziunea noastră pentru cotele obligatorii. Nu considerăm că este o soluție și nu considerăm că este oportun să vorbim despre cote obligatorii calculate într-un mod foarte birocratic, contabilicește, aș putea spune, fără a consulta statele membre. Bun, asta este declarația, a doua declarație, mai clară, mai tranșantă a șefului statului. A spus că aceste cote obligatorii sunt calculate birocratic, aproape contabilicește, și că nu e de acord cu asta și că România are mandat să nu fie de acord cu aceste cote obligatorii. Cum? Eu am sesizat altceva ce mi se pare extrem de delicat. Afirmația că aceste cote s-au stabilit de comisie fără a consulta statele membre. Nu cred că dacă aș fi fost la Cotroceni, comisia și-ar fi permis să anunțe o cotă pentru România fără să mă consulte. Adică erau frecvente comunicările înainte de consilii pentru armonizarea pozițiilor. Și sunt convins că multe state au fost consultate. Credeți că România n-a fost consultată sau nu știm? A spus-o însuși președintele, că nu acceptăm această cotă fără a fi consultați. Al doilea aspect pe care l-aș sublinia, ca om cu experiență, președintele Iohannis s-a fixat pe această cotă de 1850. Aceasta a fost o cotă stabilită pentru România. Atunci când... 1700... Sau 1700... Nu, că farmicul este că este 1785 punct. Da. 1785. Sau adică, 1785. Păi nu, 1785 și 1. Și jumătate. Asta este de liceu. Dar de ce și 5? De ce nu? E o aproximație. Asta mă mira pe mine. Deci... Aici explicați-mi la astea psihologicește. De ce nu e 1000 în jur de... Aici nu-i psihologicește, aici
a fost un consiliu în mai care a avut o evaluare greșită că vor fi de repartizat 40.000 de refugiați. Și, nouă ni s-a dat 1.700. Și României reveneau 1.783, cum spuneți dumneavoastră și cum a precizat domnul Dar președinte. Dar pe ce bază, domnule președinte, s-a făcut împărțirea? Exact pe baza pe care acum o critică. Pe PIB, pe populație, pe creștere economică, pe ce mai fi fost. Dar este evident și pentru cine înțelege mecanismele de discuție și abordările, este evident că România la un moment dat a acceptat această cotă de 1.783 stabilită exact pe algoritmul pe care acum îl critică. Și spuneți că nu trebuia să accepte. Nu. Eu aș fi avut o poziție extrem de severă și mă uit la bieții bulgari care au abandonat până și demnitatea. Aș fi avut o poziție extrem de severă împotriva repartizării și măcar a unui singur refugiat. Nu sunt de acord cu așa ceva și este și neconstituțional. Mai citesc o dată, am mai citit în platou la dumneavoastră și o să mai citesc. Pentru că povestea asta cu Constituție e boală grea în România. E boală grea. Articolul 3 spune așa, la aliniatul 4, pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Aici discutăm de o strămutare, căreia Bruxelles spune relocare. Nu din Siria sau din Africa sau știu eu de unde, ci relocare din Ungaria, din Italia și din Grecia. Așa ceva nu e permis de Constituția României. Sigur, trebuie să definim cât de mare trebuie să fie ca să fie populație. Și este un grup, o populație pentru mine, pentru că mi-aduce o populație, o minoritate pe care eu nu am. Știu eu, șiiți, suniți, ce or fi. Ai minoritate religioasă. O minoritate, hai să zicem, etnică. Sirian, Nigeria. Mi-aduce niște minorități, niște populații, fără să-mi spui, ți le dau pe astea de la anul, gata, am găsit soluția să nu se mai întâmple. Deci, din acest motiv, în lipsa unui plan, eu ca șef de stat spun categoric nu. Nu-mi dă nimeni o perspectivă că dacă anul acesta primesc 6.300 cât i-a dat prin cap domnului Juncker, dacă primești 6.300 anul ăsta, la anul nu-mi trimiți 10.000. Iar aici discutăm și de o... e un moment, dacă vreți, al demnității pe care statele nu au dreptul să nu le valorifice. Deci pe mine m-ai umilit, îmi trimitei cetățenii români cu avioanele de prin toată Europa și îmi spuneai că romii, deși cetățeni europeni, mi trimitei înapoi, deși tot tratatul vorbește de libertatea de mișcare a cetățenilor Uniunii Europene. Deci mă umilei. Mi-ai spus că nu îndeplinesc eu criteriile Schengen pe decizie politică. Cei care ne-au analizat tehnic au spus că îndeplinim criteriile, îndeplinim condițiile. Și cine îmi spunea? Exact cei care acum se vede că au frontierele strecurătoare. Ori România nu are nicio responsabilitate pentru colapsul instituției care se numește Schengen. Nu are nicio responsabilitate pentru colapsul instituției care se numește Tratatul de la Dublin, care îmi spune precis ce fac cu cei care intră ilegal pe teritoriul Uniunii Europene. Da, domnule președinte, evident că această reacție vine de la un fost șef al statului. Nu sunteți un cetățean oarecare, chiar dacă nu mai ocupați o funcție publică. Dar lumea vă pune în antiteză cu cei care spun
Dom'le, trebuie să-i primim, pentru că oricum sunt aici. Da. Numai puțin. Sunt întrebarea aici. Este, da. De ce? Ce credeți că se poate întâmpla rău dacă în România vin 1800 sau 6000 sau 7000 sau 10000 la anul de astfel de refugiați? În primul rând este o chestiune de securitate. Este o chestiune de securitate și cine ia în joacă acest aspect va plăti scump pe termen mediu și lung. Pentru că nu o să le schimbe nimeni obiceiurile extremiștilor. Iar dacă mie îmi garantează astăzi cineva, dacă are curaj să spună că în valul acesta uriaș care vine din Africa și din Orientul Mijlociu și de mai departe, din Afganistan, noi nu avem extremiști musulmani, l-aș saluta și l-aș pupa pe frunte. Vreau un om care să-mi spună, domnule, sunt atât de bine selectați când intră prin Grecia, prin Italia, prin Spania, încât garantăm că nu sunt jihadiști. Eu vă garantez pe ce simt, pe instinct, dacă vreți, că au intrat deja rețele teroriste pe teritoriul Uniunii Europene odată cu ei. Mă mai uit la ceva. Ați văzut declarații ale oficialilor din Arabia Saudită care nu primesc musulmani de-i lor. Și din Emirate. Da. Pur și simplu au spus, noi construim 200 de moschei. În Germania. Finanțăm construcția 200 de moschei. Eu nu exclud posibilitatea și asta nu o să o spună nimeni. Ca șef de stat din lumea musulmană chiar să vreau un proces accelerat de islamizare măcar a parte din Europa. Dar, hai să zicem, se vor confrunta culturile. Numai că la noi în Europa, vedeți, confruntările sunt cu vorbe. Ne spunem vorbe grele, ăștia se confruntă cu bombe. Își pun bombe în jurul brâului și pentru Allah vin și se autodetonează într-o stație de metro, într-o biserică, într-o moschee, unde vreți dumneavoastră. Cine garantează că astfel de oameni nu intră în Europa? Iar eu doar dacă aș fi un copil, aș spune, domnule, avem un control atât de tare la porțile Europei, care se vede că sunt trecurătoare, avem un control atât de tare încât sunt îndepărtați jihadiști. În primul rând, nici nu sunt cunoscuți, doar liderii lor sunt cunoscuți. Unul a fost depistat în Germania, am înțeles, balaltăieri, unul din liderii jihadiștilor. Dar sunt deja declarațiile statului islamic, 4.000 de militanți de lor au pătruns deja pe teritoriul Uniunii Europene. Să spunem că nu-i credem. Să spunem că au pătruns doar 50. Sunt suficienți pentru un dezastru. Pentru că sunt antrenați să ucidă. Au altă cultură decât cultura europeană, care e a negocierii, a înțelegerii. Și vă mai spun un lucru. Să nu credeți că nu mă impresionează imaginile pe care le văd. Ba, chiar mă șochează și elementele de brutalitate, deși și polițistul ăla, că e macedonean, că e ungur, când se vede jignit, când vede că aruncă cu pietre în el, când vede că îi duce apă și ăsta o aruncă pe calea ferată, că am văzut imaginile astea toți. Are și el limitele lui și are un statut al lui, plus că are o responsabilitate. Guvernul lui i-a cerut să oprească abuzul la trecerea frontierilor, să intre în lagările acelea de evaluare, în campusurile acelea de evaluare, ce-or fi. Lipsa respectului pentru autorități este evidentă la oamenii ăștia. Este evidentă. Ori eu rămân la poziția mea, România nu are niciun motiv și nicio obligație și nicio lege a Uniunii Europene nu obligă să participe la această împărțire de suflete.
la această redistribuire pe teritoriul Uniunii Europene și, în plus, are argumentul Constituției. Sigur, aici poate să vină orice avocat să spună: domnul președinte, exagerez că populație înseamnă după mine 5 milioane, după alții. Domnule, vă dau exemplu, sunt state mici, Luxemburg, Liechtenstein, care, Monaco, care au populații foarte apropiate de cota care ni se repartizează nouă, știi? Sigur, dăm deoparte Luxemburgul, care are ceva mai mulți. Dar avem și această pavăză pe care, dacă vrem, o putem utiliza. Și vă mai spun ceva. România a avut propriul ei sistem de azil și de emigrație pe care a acceptat-o. Un sistem, cel puțin în ultimii 10 ani, așa a funcționat, care viza cu foarte multă atenție orice aprobare de stabilire pe teritoriul României. Fie că era vorba de cei care cereau azil politic sau de cei care cereau să se stabilească pe teritoriul României. Cred că avem în medie cam 1000 de cetățeni musulmani cărora le dăm cetățenie română. Căs din Iordania, căs din Siria, deci nu am cifra, fac o aproximare grosieră. Căs din Iordania, căs din Egipt, căs din Siria, căs din Iran, căs din Irak, mai ales acelora care au familii mixte. Și e un proces foarte atent până și la familii mixte. Au câte 3-4 copii în familie mixtă, în care de regulă femeia este cetățean român, și stau în așteptare 6, 7, 8, 10 ani sub observare, până când se conving autoritățile că n-au niciun fel de nărav păcătos de ăsta violent. Dar avem imigrația noastră, pe care aș zice că, dincolo de cetățeni din lumea arabă cărora le dăm cetățenie și le permitem să se stabilească definitiv pe teritoriul României. Iată, anul 2014, n-am situația la zi pe 2015, în România s-au stabilit 4.645 de cetățeni, din care 3.748 din Ucraina. Și scuzați-mă, deci, ce cam mică. Și 897 din Republica Moldova. Deci Moldova și Ucraina, numai Moldova și Ucraina, au dat României o emigrație care s-a și stabilit, deci de au 4.645. Deci eu am propria mea emigrație, n-am nevoie să-mi trimită nici Jean-Claude Juncker, nici Comisia Europeană emigranți aici. Dar îi selectez cu atenție. Vă dau cifre care vă impresionează. În ultimii 6 ani, în România s-au stabilit, numai din Ucraina și Republica Moldova, 21.797 de cetățeni. Deci în ultimii 6 ani. Bine, în general de etnie română, adică practic români, că nu erau... Da, da, asta e treaba mea. Da, corect. Deci am o politică, știu ce vreau de la imigrație. Sigur, marea majoritate vorbitori de limbă română, probleme sunt cu cei din Ucraina, care mai au copiii care încă nu știu limba română, dar părinții o știu cât de cât. Deci eu am propriile mele probleme. Și nu mi-e ușor într-o țară ca România, ca în 6 ani, să primesc 22.000 de cetățeni cărora trebuie să le asigur loc de muncă, să le creez condiții, școală, spital, sănătate, toate cele. Deci, nu văd de ce România se angajează, pentru că angajamentul Germaniei și al Suediei, spre exemplu, este vital pentru existența lor, pentru prosperitatea acestor țări.
Germania pierde până în anul 2030 6 milioane de lucrători activi în momentul de față. Deci Germania are o natalitate negativă puternică, valabil și pentru Suedia. Sigur, dar doamna Merkel nu ne spune de ce îi primește și de ce a anunțat dânsa că primește sirieni. De ce îi primește? Păi, din acest motiv, are o natalitate negativă Germania și perspectiva până în 2030 este să piardă 6 milioane de oameni din câmpul muncii. Domnule președinte, nu se teme doamna Merkel că acești 10.000 în cazul lor, din această cotă, cred că 30.000 are Germania. Nu se teme că din acești 30.000 să vor ivi 300 de sau 30 de extremiști și de teroriști? Întotdeauna ai de ales. Când ai perspectiva să rămâi fără să poți să duci economia germană care asigură prosperitatea 80 de milioane de locuitori cât are Germania, îți asumi și riscuri, dar România nu este în situația asta. România are 3,5 milioane, din care eu cred, pe măsură ce nivelul de trai în România va crește, vor reveni mare parte din ei, pentru că și-au construit case aici, mare parte din ei vor reveni în România. România are în jurul frontierelor o jumătate de milion de români în Ucraina. Uitați-vă la Bucovina de Nord. În Ucraina. Uitați-vă la Cernăuți, uitați-vă la Odessa chiar. Sunt români care vor vrea să locuiască și procesul se desfășoară. Dar aș mai adăuga un argument la poziția României. Odată cu declanșarea crizei mediatice a refugiaților, a uitat toată lumea de Ucraina, dar acolo lucrurile se agravează în estul Ucrainei. România se poate trezi oricând cu 10.000 de ucraineni pe zi, preponderent de etnie română, care să ceară să le găsesc soluții în România. Și eu ce fac atunci? Spun că am locurile de azil ocupate cu oameni veniți din Africa? Da, deci, cred din Africa, că... cine împarte? Stați un pic, domnule președinte. Cine împarte pe oameni? Cine îi selecționează? Păi, după cum ați văzut, tot maestru Juncker ne-a anunțat de unde luăm fiecare. Și România trebuie să ia vreo 1000 și ceva din Ungaria, vreo 1000 și ceva din Italia, care înseamnă Africa, da? Înseamnă Africa. Ungaria și Grecia înseamnă preponderent Siria plus Irak și Afganistan. Cam astea sunt fluxurile. Că prin Libia vin în Italia și vin din Africa, prin Maroc vin tot din Africa și se opresc în Spania și prin Grecia vin din Turcia. Dar care e motivul, că nu înțeleg geografic așa, care e motivul pentru care România, în loc să ia din Ungaria și Grecia, care cât de cât sunt mai aproape, trebuie să ia tocmai din Italia? Care e motivul? De ce nu ia din Italia, Franța? Nu, pentru că cineva s-a gândit să primim și africani. Musulmani africani, nu numai musulmani din Orientul Mijlociu, știți? Așa au gândit birocrații de la Bruxelles. Și aici îi dau dreptate președintelui Iohannis. Criteriul acesta, bazat pe produs intern brut, pe populație, ca principale elemente de stabilire a numărului, este absolut ridicol. Mai bine luau ca și criteriu nevoia, natalitatea, hai să vedem și să discute cu fiecare stat. Uite, după socotelele noastre, tu vei avea o natalitate... Avem harta pe ecran la această alocare. E cam ciudat așa, chiar și cu aceste criterii. Mă uit că România are 4.646, în jurul nostru negru, Ungaria, adică ea 0, Grecia 0, pentru că are probleme, Italia 0... Dar sunt acolo țări, de pildă Austria, ea 3640, aproape cât România. Dar România ia 6000, domnul Orcan, da, 6300. Bun, ăia, deci România ia 6300, nu
4.000, nu... Dar oricum 1.000. E mult față de alte țări, comparativ cu Austria. E foarte mult, Austria. Și la Austria suma este totală, cu tot cu prima alocare. Exact, exact. Deci, aici se încearcă un bătut cu pumnul în masă și țări ca România ar trebui să tragă masa. Și cei care dau cu pumnul în masă să-și dea în genunchi. Și argumentele vi le-am dat, dacă e nevoie le reiau. Deci avem propria noastră imigrație, nu ne permite Constituția să facem strămutări de populație, că ce ne-a cerut Comisia este să strămutăm din Italia un grup, o populație relativ mică, da, 1.000 și ceva, să-i strămutăm în România. E, României nu-i permite Constituția. Ce ziceți, maestru? Nu e o opinie impopulară? Da, acum, domnule, stați puțin. Ca să o clarific, scuzați-mă, maestre. Eu nu mai candidez la nimic. Dar, știi, după ce ai fost 10 ani șef de stat, deja îți intră în sânge să nu mai judeci lucrurile întotdeauna cu inima, ci în primul rând cu capul și cu ce știi și să privești la riscuri. Deci nu sunt un om fără milă și mie mi-e milă de ei, dar primii de care mi-e milă sunt românii. Și povestea cu solidaritatea, așa aia, cât de solidari au fost cu noi, ce ne-au făcut cu romii? Cât de solidari au fost cu noi când ne-am îndeplinit condițiile din tratat, adică o țară despre care și ei și noi spunem că e săracă. E săracă față de bogații Europei. Dar nu poate fi comparată ca nivel de trai cu ce e în Africa, cu ce e în Orientul Mijlociu, cu ce e... Putem spune că nu e bine față de ăștia. Deci, ai obligația să-ți respecti condiția, dar totuși am cheltuit 2 miliarde aproape de euro ca să ne securizăm frontiera, ca să vină unul ca Timmerman, care e vicepreședintele Comisiei Europene și la vremea aceea era ministru de externe al Olandei și care numai lecții dădea României. Numai lecții de ce nu poate intra în spațiu Schengen, ori de câte ori era Consiliul Afaceri Generale, știi? Da, păi România și-a securizat-o, dar în Grecia și-a să se securizeze că intră ca brânză. Dar ei sunt în Schengen. Păi da. Și ei, și Italia, și Spania, și... Am tot respectul și nu spun că trebuie să-i întoarcă înapoi în mare. Dar dacă văd că nu o pot securiza, nu-mi da mie lecții, că pe mine mă ajută și Dunărea, mă ajută și Carpații, în Nord, e greu să se intre în România. Și mai e ceva. Polițistul de frontieră român poate, nu poate, cu siguranță, împreună cu vameșul din punctul de frontieră, te lasă să treci cu țigări. Dar grupuri care să se infiltreze prin frontiera României nu o să lase niciodată. Că ăsta e spiritul polițistului de frontieră. Nu o să lase dubioși să intre în țară fără acte cum trebuie să... Și asta cu țigările îi mai prinde acum, nu e chiar bun, așa. Deci, bun, îi mai prinde, îi mai lasă, e depinde de la caz la caz, de la tură la tură. Scuze, maestre, că v-am întrerupt. Domnule ferește, vreau să vorbiți. Domnul președinte, e foarte... Nu lasă, sigur, vorbiți ca... Mulți au spune că vorbiți ca un om care nu sunteți la Cotroceni. Eu vă spun următorul. La ora actuală, din punctul de vedere al României, nu al nostru care suntem, că noi nu avem, teoretic, în afară noastră, noi nu avem nicio responsabilitate. Avem nici eu n-am. Să avem următoarea situație. Președintele Klaus Iohannis, nu vorbesc de premier, că l-a bate câmpii. Nu bate câmpii. Nu. A susținut de 2 ori până acum că nu primește decât cota aceea, 1700. Deci deja avem și a susținut în statement, știți ce înseamnă? Da, adică nu a venit într-un interviu. Deci e clar. Bun. Da. Spuneți-mi dumneavoastră, ca om cu experiență, ce trebuie să facă de acum încolo? Că de acum încolo... Deci încă o dată România să dea înapoi, care... Nu, spuneți-mi cât de mari vor fi presiunile, că e limpede că nu...
Vom, una, prima întrebare, aprecierea noastră lucidă, vom putea rezista? Da. Cum? Cu voință. Păi, domnul președinte, începe domnul, o mașinărie imediat, deja, Monica, în țară încep. Domnul eu vă spun, Cristoiu, ca experiență. Domnul Cristoiu. Puneți-vă în locul lui Claus Iohannis, nu al noastră. Nu, eu mă pun în locul lui Claus Iohannis acum. Da. Și sunt gata să mă pun în locul lui Claus Iohannis și peste 2 ani, când în metrou, aici, în centru, o să avem o bombă. Iertați-mă încă o dată, domnul președinte. Nu, eu vorbesc ca un om care știu ce înseamnă presiune a marilor puteri față de o țară mică. Presiune mediatică. Bun. În ce România măsură... Nu, bine, nu, dar el, nu. În ce măsură? Ce trebuie să facem autoritățile noastre? Domnul Cristoie, vreau să vă dau un exemplu. De acum încolo, ce trebuie să fac? Am rezistat singur o noapte întreagă când s-a pus problema ca România, ca Uniunea Europeană, Consiliul European, să declare că își asumă să organizeze no-fly zone deasupra Libiei. Am rezistat o noapte întreagă. Când știi ce vrei, ești mobilizat. Aduceți-vă aminte cum s-a rezistat la semnarea acordului, nu, la votul din Consiliul Afaceri Generale, unde era Diaconescu, și toată lumea vroia să dea verde să înceapă negocierile cu Serbia și România a spus nu. M-a sunat Diaconescu, cred că de 10 ori în timpul acelui Consiliu Afaceri Generale. Și i-am spus, nu treci peste mandat, nu suntem de acord până nu semnează documentul legat de tratamentul aplicat minoritaților. Deci România nu e... Era vorba de, ca să le explicăm oamenilor, minoritatea românească din Valea Timocului, dar și cea din Banatul Sârbesc. Ce ați făcut noi? Eu vă spun încă o dată. Avem un președinte acolo, care încă o dată, din punct de vedere oficial, a declarat împotrivă, nu într-un interviu, da? Da. Ce trebuie să facă el de acum încolo? Cred că eu dacă văd o vulnerare... Nu că nu trebuie. Ce trebuie să facă? Că nici ei nu se lasă. Sunteți de acord? Da. Bun. Eu dacă văd o vulnerabilitate, o văd în faptul că această cotă, care face parte din prima evaluare de 40.000, a fost acceptată de România. Și ne-a spus președintele că acceptă prima cotă și... Deci principiul, din păcate... Foarte important. Ne-a anunțat de-abia acum. Aici e o problemă. Da. Acum știm că nu ne-a acceptat-o. Da. A acceptat principiul cotelor. Aici are marea dificultate. După mine, aici are o singură soluție. Blocaj pe 14. Acum la Jai. Da, pentru că totuși cu... Și imediat să-și pună în spate o decizie a Parlamentului României. Asta într-adevăr. Păi, dar haideți să vedem cum Parlamentul României, domnule, e foarte important. Adică să Parlamentul să spună... Păi nu, să aibă noi votăm în rezolvă. E atât de importantă pentru siguranța națională și... Statul nu ajunge. Nu. Nu. Adică el să aibă spate... Trebuie o decizie a Parlamentului României în care ori dai peste cap și ce a acceptat inițial cotele de 1700, nu știu cât, și spui, România nu primește, ori spui, eu atâta primesc de acum și în următorii 50 de ani, băieți, pentru că nu văd un plan să reduceți, știi, ca să nu fie președintele în situația în care să-și tragă vorba înapoi. Deși, dacă tot îți pui Parlamentul în spate, având în vedere că e la limita de interpretare a Constituției și te duci în Parlament prin guvern și iei un vot, iau un vot Parlamentul pentru de la Parlament pentru următorul Consiliu. Eu acum, în timp ce vorbeați, la mine cotele sunt zero. Mă gândeam la oamenii din Parlament care sunt și îmi treceau pe fața ochilor niște figuri și mă gândesc, Ponta are o opinie, el zice Hăis,
Dragnea, care a fost reporter de front, l-ați văzut că s-a dus la Budapesta, da, da. E mai degrabă de acord cu prudența, să nu luăm mai mult, să nu așa, adică ar fi pe partea asta. Alții de pe la PNL i-am auzit foarte zgomotos, să-i luăm pe toți câți ori veni. Și m-am uitat în Parlamentul European, apropo de Parlament, domnule președinte, că pe 10 septembrie, adică ieri, nu, am văzut s-a, și votat, eu votul. S-a votat și singurul dumneavoastră reprezentant al PMP-ului vorbesc, da. Da, Siegfried Mureșan, a votat pentru rezoluția asta, care aprobă cotele fixate pentru de comisie. Că... pentru că nu își iau mandate din țară și cred că sunt mai liberi decât pot fi în a linguși birocrația bruseleză, știi? Bun. Apropo, aici e problema. Domnul, apropo, da, domnul Cristoiu, sunt de acord, da. Hai să vedem, să înțelegem, pentru că nu stați, eu am luat, sunt de acord cu poziția noastră. Eu spun ce facem, nu cu... Da. Am înțeles. Nu, deci, eu v-am spus, e foarte bună o sugestie că trebuie cu parlamentul în pentru spate. Că noi acum suntem într-o situație în care ăia nu se lasă, sunteți de acord, da, să ne cunoaștem? Și noi acum trebuie să facem ceva. Numai a merge la Jai, sunteți de acord? Nu e suficient că ăia vin cu peste tine, nu, cu mașină rea. Deci, aveți dreptate. O rezoluție a parlamentului e un sprijin. Pe o hotărâre a Parlamentului. O hotărâre care spune, domnule, n-am ce să fac, nu vrea Parlamentul. Aveți dreptate aici, întare. Vă rețeți o sugestie extraordinară. Domnule președinte, ne arătați imediat. Că nu prea el. Trebuie să luăm, că știți cum am amânat. Domnule, m-am consultat cu Parlamentul și... Parlamentul, da, uite, hotărârea Parlamentului asta, României o soluție, și coanta în fața presiunii de la Bruxelles, o soluție ar fi o hotărâre a Parlamentului care, da, să susțină această, și o oprirea la această cotă. Întoarcere, pentru că noi avem vulnerabilitatea că în fază inițială am fost de acord. Am aprobat deja. Am fost de acord cu cota de 1800. Nu, domnule președinte, încă o chestiune foarte importantă. O soluție este clar să ai în spate Parlamentul. O altă soluție, și vreau să ne spuneți dacă ea, dacă ea a, cu referendumul e o prostie. Nu cu referendumul, nu. Vă aștept, n-ar fi normal ca în perioada asta noi să trimitem emisari să ne facem și noi... Nu întreb. Noi nu ne-am dus la grupul de la Visegrad, care măcar a respins cotele fixe. Deci, după părerea noastră, noi acum... Știți cum e, la cum făcea Ceaușescu, da? Începe acum să-ți faci o... niște prieteni, da? Aveți impresia că s-au dus cineva din România să negocieze? Nu s-a dus nimeni și mă uit la... S-a dus ministrul de externe german la Praga pentru discuții cu ministrii de externe din țările de la Visegrad, iar la noi n-au trimis nici măcar un directoraj de la... Iar Merkel a vorbit cu Orban și nu cu Iohannis. Nu e foarte important. Da, da. Deci noi n-am Domnule trimis... președinte, mai este să luăm neapărat pauza de publicitate, că am împins-o. De ce? Pentru minute. Că se pare... Deci eu numai așa mă explic, pentru că altfel România nu putea fi ignorată, pentru că România a mai făcut blocaje. Poate știu ea că nu facem blocaje, da, de azi. Se pare că vulnerabilitatea este că în faza inițială România a fost de acord cu cota aia care i s-a dat care pe evaluare greșită. Da. Ce mi se pare grav este că am aflat, așa cum spunea maestru Cristoiu, ce mi se pare grav este că am aflat abia acum, doamnelor și domnilor, că președintele României, Klaus Iohannis, a acceptat în primă fază acea primă cotă. Este ceea ce eu intuiesc, pentru că altfel nu putea să stea fixată în prima cifră. Deci e o chestie de intuiție. Haideți să luăm pauza de publicitate, vă propun și revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, fostul președinte al României, Traian Băsescu, invitatul special din această seară, alături de mine, maestru Ion Cristoiu, care îi mulțumesc că și-a rupt 2 ore din program, da, că sunteți ocupat, da, la... Domnul, după asta îl las pe domnul. Da. Nu, nu mai eu zic am nimic, venit, vă las pe... am venit pentru... Chiar am venit. Vă imaginați, la ora asta, la vârsta mea, să mă duc la televiziune. Asta sunteți mult mai tânăr. Exagerați. Deci, vreau să fac următoarea sugestie, de aici vă ce întreb. Deci, constat că în această dezbatere, inclusiv noastră, toată lumea din România și autoritățile noastre se limitează la a spune de ce nu te stăpânească. Vreau să-mi spuneți coerent, ca un eseu, așa? Da. Care ar fi poziția României noastră la nivel european în legătură cu această criză? Ați înțeles? Deci toată lumea se întâmplă, nu primi, dar nu mă interesează. N-ar trebui să zicem și noi ceva? Ar trebui care să fie pline cancelariile de, punctul de vedere românesc, adrese cu poziția noastră în care să arăți. Fraților, eu uite, numai anul trecut am primit 4.645. Nu, dar noi nu avem un cuvânt de spus
în legătură. Unul, cu cauza. Spuneți-mi dată, cauzele. Nu România, puneți-mi. Care sunt, deci, cauzele fenomenului? Păi da, deci nu e normal ca și noi păi să zicem ceva. Tot noi occidentalii cauza aia. Bun, care spuneți asta? Vreau două, trei întrebări. În Siria, pasiunea noastră a occidentalilor a fost și a Europei primăvara arabă. Să-l dăm jos pe dictatorul Bashar al-Assad. Mai mult decât atât, au fost țări că nu s-a ajuns la un consens și acolo poziția noastră a fost extrem de tranșantă împotrivă. Nu s-a ajuns la un consens să dăm arme celor care sunt împotriva lui Bashar al-Assad, dar să-i selectăm pe cei moderați. Adică o poveste, ca și cum islamiștii moderați nu omorau creștini tocmai în Siria. Asta e o cauză, că n-am în armata lui Bashar al-Assad să scape de ISIS, că ăla are o armată regulată. Numai din avion nu o să rezolvăm problema. Și punctul meu de vedere, exprimat și înainte să-mi termin mandatul către aliații noștri, a fost: soluția în Siria este înarmarea armatei lui Bashar și, pe urmă, după ce curăță teritoriul sirian, alegeri. Alegeri în Siria. Că nu poți să-l împuști dacă l-ai considerat dictator, da? Am rezolvat-o cu Saddam Hussein și vedem că avem un Irak instabil. Am rezolvat-o și cu Libia și am scăpat de alt dictator și avem acum statul islamic a pus mâna pe cea mai mare parte a resurselor de țiței și finanțează și exodul peste Marea Mediterană, ca de altfel și în Siria. Rafinării sunt controlate de statul islamic. A doua întrebare. Am înțeles. Dar avem de-a face... Dar aș trage o concluzie, maestre. Da. Trebuie să învățăm un lucru, că nu putem exporta democrație și când vedem un dictator prin țări islamice să spunem să facem ceva, să-l dăm jos, găsim un motiv, ori că are arme chimice, ori că are bomba atomică, să-l dăm jos. Îl dăm jos cu avioanele și pe urmă rămâne haosul. Și națiunile astea au alt mod de a vedea democrația. Ea începe cu Allah, la noi începe cu drepturile omului, cu libertatea de mișcare, cu... Avem alți dumnezei în Europa. Domnul Brăd, de acord. Decât deci cei din statele islamice. Deja este o idee acreditată și la mare parte în Europa, că de fapt asta e cauza. Dar, deci în analiza acestui fenomen de către europeni, deci de către noastră, trebuie să vedem de ce acum... Că nu s-a întâmplat nimic. Păi nu e chiar așa. Cum definiți dumneavoastră toate... Domnul Cristoriu, e adevărat că anul acesta s-a dublat. De ce? Cine-i devine care-ți cauze? N-aș spune că am o explicație, dar, atenție, saltul major este aici, din Siria. Da. Siria, Irak, Afganistan. Păi, uitați... Acolo ne întâmplăse nimic între timp. Sunteți acolo? S-a întâmplat un lucru în timp. Deci, fluxurile prin Libia se cam mențin. E o creștere ușoară, aproape naturală. Da. Fluxurile prin Maroc către Spania și cele din Libia către Italia sunt tot acolo. Explozia este aici. Da. Din Siria, Irak, Afganistan. Da, zicem Siria că ei sunt marile contributori. Păi, uitați cam cum s-a întâmplat. Turcia, stat membru NATO, a găzduit în tabere la frontiera cu Siria circa 2 milioane de suflete. Și când spunea Europei, ajutați-mă, fraților, și pe mine, cu niște bani și cu ceva, că uite, Europa n-avea prea mare treabă. Crucea Roșie pe acolo și cu Crucea Roșie problemă, știi, că dacă nu-i Semiluna Roșie, e dificil cu Crucea Roșie. Și după părerea mea, nemai rezistând nici cheltuielilor și... Au dat drumul la rubinet. Au dat drum. Nu la tot. Nu. Un pic.
Da, suficient ca să ne creeze o problemă. Bun, a treia întrebare. Și da, nu uitați-vă la Olanda, care a spus să finanțăm construcția de tabere în afara spațiului Uniunii Europene, dar să o finanțăm. Păi Turcia de când vă roagă să-i ajutați? Sarkozy a spus că a venit cu altă propunere, să punem tabere în zona în Marii interiorul, la extremitățile spațiului Schengen. Da. Domnul președinte. Da. Bun. Și a doua răspuns este extraordinar. Dar spuneți-mă al treilea. Liderii ăștia neeuropene s-au trezit deodată cu o problemă. Da. Cum puteau ei rezolva? Cum puteau să se întoarcă înapoi? Domnul, dacă Turcia nu dădea drumul, era bine și acum. Mai trimiteam și noi pe Mihai Viteazu în cadrul Frontex-ului să-i ajutăm pe italieni, mai și pe la greci, pe unde am fost cu navele noastre de patrulare. Dacă Turcia nu dădea drumul, vă asigur că și acum și Europa trăia fericită. De ce a dat drumul Turcia? Și se ocupa, pentru că s-a săturat să suporte singură costurile. Costurile. Păi, și responsabilități. La 2 milioane de oameni, dacă puneți, nu știu, eu am calculat cât au zis ei că e costul. Nu, dar gândiți-vă și la Liban, că și ei au o populație de 3 milioane jumătate și au 1 milion de sirieni pe teritoriu. Deci, pot să adaug, ei au pierdut acum alegerile parlamentare din cauza asta. Adică e o problemă mare, uriașă. Bun. Și atunci, cum vedeți că eu am fost, am citit pe domnul Juncker și bate câmpii în afară de un text de telenovelă, totuși trebuie o soluție. Acum ce facem? Da, soluția nu poate fi decât... Nu cota, că vă văd că... Nu asta, am înțeles, sunt termină. Împotriva ei. Bun, am înțeles, dar deci, acum... după mine aș pune capacitățile militare ale NATO și ale Uniunii Europene, că asta poate să facă și singură, fără NATO, și scufundate toate capacitățile de transport în porturi libiene, în porturi siriene, în porturi turcești, care sunt disponibile pentru... Am spus capacitățile goale, că de asta spun, în porturi. Da, corect. În primul rând, dat avertisment, dragilor, nu vă mai chemăm cum v-a chemat doamna Merkel, veniți sirieni în... veniți în Germania. Nu, vă atenționăm că nu mai intră nimeni. Și ajutați turcii, ajutați iordanienii, că și ei au vreo jumătate de milion, o țară mititică cum e Iordania săracă, are o jumătate de milion de sirieni. Ajutați libanezii, că și ei sunt ei o țară născută să fie prosperă, dar trec prin momente dificile. Și în primul rând ajutată Turcia. Bun, și gata. Domnul președinte, deocamdată în afară de fapt... Dar pe fond trebuie zdrobit statul islamic. Domnule Ion Cristoiu, vă propun că discuția s-a încins, eu ați văzut, n-am intervenit, dar eu sunt cu timing-ul aici, că sunt... Nu cu publicitate, că vreau să te bun. Nu, trebuie să luăm publicitate, mai avem 30 de secunde, 15 secunde și sunt sigur că domnul președinte o să accepte să mai stea puțin. Nu, hai să rămânem că plictisim oameni. Nu plictisim, păi primesc hai mesaje, sute de mesaje, domn președinte, primesc sute de mesaje oamenii că să nu cumva să plecați, să ne explicați până la capăt cu criza asta, că nu le-a explicat nimeni atât de clar ce se întâmplă cu statul român și cu... Eu vă explic ca un analist. Cei care trebuie să vă explice sunt cei care trebuie să ia deciziile. Mai stați 10 minute, un sfert de oră, vă rog eu mult. Continuăm peste câteva minute, trebuie să luăm publicitate. Ce să facem? Asta e. Am revenit, doamnelor și domnilor, ediție specială. Fostul președinte Traian Băsescu, alături de mine, maestru Ion Cristoiu. Domnule președinte, v-am rugat să mai rămâneți câteva minute, fiindcă aș vrea să ducem discuția spre o concluzie în legătură cu această criză a refugiaților. Mai avem multe subiecte să discutăm, dar, din păcate, discuția a fost atât de interesantă încât le-am lăsat la urmă. Vreau să vă întreb, dacă s-ar pune problema și s-ar accepta ideea unei intervenții terestre în Siria și în nordul Irakului, în zona statului islamic, credeți că România ar trebui să susțină cu ce poate? Dacă va fi intervenție NATO, categoric da. Dacă ar putea fi o intervenție a bunăvoinței, n-ar trebui să ne ducem, pentru că NATO, dacă e intervenție NATO, avem obligații. Așa cum
ei și-au mutat echipamente la noi pentru că rușii s-au zburlit prin Ucraina, la fel și noi avem obligația să participăm la operațiuni NATO cu ce putem, cu, și proporțional cu mărimea noastră. Deci, a citit ultima intervenție a unui oficial american care spune, cu confirmări deja din Siria, de la medici, că deja militanții statului islamic folosesc arme chimice. Păi le-au capturat de la Bashar al-Assad. Bun. Poate să stea NATO așa cu mâinile încrucișate în fața acestui lucru sau ar trebui să meargă deci, pe teren? Până eu, înainte de a trimite armate NATO în Siria, aș lăsa boala de a introduce democrație în Siria și înlocuirea lui Bashar al-Assad temporar. Aș da armament armatei siriene să poată să-și curețe teritoriul. Eu vă garantez că armata siriană numeric e capabilă să curețe teritoriul într-un an de zile și să repacifice Siria. Și de ce nu face asta Europa? Că bani de refugiați văd că avem, bani de... De asta n-avem bani să facem o astfel de... E tot politic. Deci după ce îl declar dictator... e greu. E greu, dar trebuie făcută, pentru că altfel... Dictator, domnul Orcan, ăsta nu decapitează oameni pe stradă. Vom fi în situația să alegem. Ori înarmăm armata siriană să-și rezolve problemele și pe urmă, după ce teritoriul e stabilizat, să se facă alegere acolo, mai iese Bashar bine, nu mai iese foarte bine, este un mesaj care Bashar al-Assad l-a dat, inclusiv prin mine, când eram încă mandat, că el e gata să meargă la alegeri. Bun. Nu știu dacă satisface sau nu satisface, dar soluția primă, ce aș face eu dacă aș putea, nu dacă aș fi România, trebuie să fiu mult mai mare, aș înarma armata siriană să curețe Siria. Sigur, aici trebuie făcut o înțelegere și cu Rusia, să nu creadă că a colonizat din nou Siria. E complicat procesul, pentru că Federația Rusă are bază militară la Tartus încă din anii 60. Eu când navigam, treceam prin fața bazei militare, unde erau nave de război sovietice la vremea aceea, în portul Tartus. Deci trebuie discutat și cu rușii și altfel, dacă nu se înarmează armata siriană, în niciun caz rușii nu vor trimite trupe terestre ca să rezolve problema cu statul islamic, dar NATO va trebui să trimită dacă vrea să o rezolve. Precedent istoric avem. Și atunci suntem în fața a două alternative. Păi precedent istoric avem. Hitler versus Stalin. Și occidentalii au zis, stăm cu Stalin ca să-l dăm jos pe Hitler. Nu? Okay. Eu așa mi-aduc aminte. Ok. Deci, ori se înarmează armata siriană și se dă tot ce are nevoie ca să poată să curețe teritoriul Siriei, sigur, lucrurile sunt complicate pentru că risc să împingi pe teritoriul Irakului și atunci trebuie ramforsat și Irakul. Ori dacă nu, trebuie intervenție militară cu trupe terestre. Altfel, această cangrenă a statului islamic, care nu-i numai în Siria, uitați-o, în Libia, controlează mare parte din producția de petrol a Libiei. Și Irakul, mult. Și Irakul, e cât mare, mă rog. Eu au un teritoriu cât Marea Britanie. Da. Da. Domnul președinte, deci astea sunt cele două alternative. Mai înainte ne-ați spus... Ori armata siriană, ori NATO. Mai înainte ne-ați spus că cum sunt procedurile de azil la noi, nu-i așa? Deci, da. Dacă vine cineva dintr-o altă țară, asta durează vreo 10 ani, da? Spuneți-ne... Nu. Procedura ca să-l bage în centrele alea... Păi nu în centre. Spuneți-ne, avem... Nimeni n-a discutat până acum nici de la... Nu ne-a spus... Da. Să zicem că vin până la urmă, nu 1000, 4000, da? Da. Ce spuneți-mi pe etape ce trebuie să facem noi? Altceva decât facem până acum? Nu, deci cine crede că e clar că în corturi se înșală? Nu, ce vor face? Deci ăștia trebuie să băgați în apartamente, că sunt cu familie. Imediat sau numai în corturi? Adică îi putem... Îi putem vrâi în cazări? Trebuie să... Nu, a, cazări amenajate în alea, bovagon așa cu 100, dar nu... Dar până acum, pe asta păi spun și eu. Azilantul are niște condiții. Condițiile minimale de pe glob le puteți vedea
în stabilimentele. Da, da, ei nu au voie să vină după, să iasă după ora 8. Adică ei vor intra în condiția de azilant sau în condiția de asimilat. Că n-am înțeles ce vrea Bruxelles. Nu, în fază inițială le faci tu regulile, dar nu vei rezista mai mult de un an cu un regim de stat. Trebuie să iasă în oraș, trebuie să dai școală, sănătate, moschee. Păi trebuie să-și păstreze cultura, corect, nu? Corect, este obligat. Da. Și o să-i vedem așa, o să aibă utilitate. Corect, da. Moschea. Păi nu stați că nu la București, stați deci, un pic. Școală. N-are utilitate, că sănătate, trebuie să faci moschee la Șomputa. Numai puțin. La deci școală. Suceava. Sănătate. Case. Locuință. Locuință. Dacă l-ai primit, îți asumi că-i dai o locuință. Nu în prima zi. Dar trebuie să faci investiție, să locuiască omenește. Poți să-și aducă familiile de acolo. Categoric, e primul lucru pe care îl vor face după ce primesc statutul de refugiați pe teritoriul României. Primul lucru pe care îl fac, își vor chema familiile. Și noi suntem obligați să le primim. Categoric, trebuie să ții cont de umanitarism. Dacă tot ai fost umanitar, ușor, ușor și le aducă. Și dacă ei vor să plece pe jos, noi putem opri? E, aici trebuie să ne spună comisia dacă... Nu, cum au făcut acum? Da, își iau trăistuța în spinare da, și îi iau spre Budapesta, spre, nu știu, Germania. Acum, încă nu sunt repartizați ăștia care umblă, dar se introduce un soi de disciplină. Mă, nu ești din frontierele României 12 luni, dar nu poți să-l ții mai mult de 12 luni. De, da, deci, noi răspundem dacă îi pleacă. Domnul președinte, că... Păi degeaba îi ține ungurii și ați văzut că ei trec. Ei poate vor să meargă în Germania. Noi răspundem ca să îi ținem pe loc? Ne asumăm să îi ținem. Și dacă ei fac gălăgie în presă? Păi nu numai în presă, vor face în toată lumea. Domnul Cristo, domnule, e o belea mai bine. Domnul, de ce e belea? E mare? E belea. Mă, sunt agresivi. Am văzut, da. Eu știu, deci... 12 ani am cărat țiței din lumea arabă. Da. Și? Sunt agresivi, sunt... Dar nu sunt toți la fel, domn președinte, nu mai generalizați. Haideți că eu n-am zis nimic toată emisiunea. Nu sunt toți la fel, eu am cunoscut arabi și arabi, ca și români și români. Da, noi trăim aici ca și romi și romi. Când sunt în grup, ascultați-mă ce vă spun, sunt agresivi. Da, aici se vede acum, aici. Când sunt în grup, altfel, pentru că... Da, nici românii nu sunt mai blânzi când sunt în haită, da? Mă uitați prin baruri ce fac, își dau un cap când sunt grupuri. Dar la meciuri. Pe ei obligă viața. La meciuri, ce am făcut în Ungaria dacă au reușit să bată români între români la meciul cu Ungaria la Budapesta, da? Galeria lui Steaua cu alu Dinamo. Deci, să nu credeți că sunt mai buni ca noi. Va fi handicapul cultural care e uriaș. Vor fi pretenții că drepturile omului de care spunem noi să le respecte justiția, în primul rând trebuie să le respecte statele, când l-ai primit îți asumi că-i asiguri tot ce-i trebuie. Repet, casă, masă, școală, sănătate, asistență medicală, dreptul la păstrarea religiei, că nu-l convertești. Și că face parte din libertățile omului. O să le... Nu vreau să incit, știți, să se spună, dar dacă le dai locuință sau nu, va fi urmărit de comisariatul pentru refugiați, al ONU, vom avea inspecții. Nu o să uite nimeni că la nu știu ce șatră de rom nu le-am dat casă în vecii vecilor, stau... Pe asta vreau să vă spun, sunt da. Românii care n-au deci, casă. Da. Și aici vorbim de integrare. Noi n-am reușit să integrăm romii, domnul Orcan și domnul Cristoi. Cum o să integrez niște musulmani 6.000. Care nici nu știu care sunt șiiți, care sunt suniți? Noi am mai spus și în studioul dumneavoastră și cred că și în emisiunea asta, cu ungurii de la noi ne mai înjurăm, ne mai supărăm unii pe alții, dar ăștia își pun bombe, domnule. Noi niciodată nu o să ne punem bombe unii la alții. Șiiții cu suniții își pun bombe, da? Unde? Deci spuneți că s-ar putea să apară chiar conflicte între ei? Între ei. Între musulmanii de pe teritoriul României, nu între musulmani și români. Nu, n-au nicio chestie. Cel mai tare
musulmanii urăsc creștinii, da? Îi fugăresc, cea mai fugărită religie în lumea musulmană este reprezentată de creștini. În țări forte ca Arabia Saudită, din 30 de milioane, e cam 1,5 milioane de creștini, sunt mai protejați. Creștinii au fost protejați și în Siria. Dar altfel și șiiții și suniții, dacă vor să moară cineva, se referă la creștini. Da, credeți că poate exista și o misiune de răzbunare? Am văzut un mesaj de la ISIS, destul de credibil, că toți cei care pleacă în acest val de invazie a Europei comit un păcat fundamental, susține reprezentantul ISIS, și că vor plăti ceva amenințător. Nu așa. Nu știu. Dar, nu știu, pe de altă parte, tot ISIS-ul declara că și-au infiltrat deja 4.000 de... Da. Pe de altă, luptători. De acord, dar pe de altă parte și-au infiltrat și serviciile de informații ale Occidentului, ale Europei, ale României, oameni. Domnul Orcan, ne-a surprins atât de tare valul care a plecat din Turcia, încât vă rog să mă credeți că mă îndoiesc că serviciile de informații cele mai puternice din Europa n-au tăiat frunze la câini pe această temă. Normal era să știe cum, adică e... Deci ne-a surprins atât de tare, cu toată lumea în vacanță, cu toți liderii europeni în vacanță, cum și ăștia veneau valuri. Dacă dar normal era să aibă din Turcie deja informații, domnule. Adică știai cu o lună înainte, că nu aia s-au pregătit, că veneau până... Păi da. Foarte mulți din ei și-au vândut, da? Orice ofițer de informații din Turcia, european, spunea, da. Băi, e ceva în neregulă, ăștia își vând toți. Da. Se pregătește invazia. O ultimă concluzie, domnule președinte. Toată lumea zice că vorbiți ca să... Ați început emisiunea spunând că nu mai aveți nicio funcție publică, nici nu vreți să mai aveți. Da, păi nu voi participa la alegeri, nu mai am la ce să participi. Da, la PMP vă întoarceți? Adică... Mă întorc, bineînțeles, am spus că voi face politică, da. Candidați la congres, la funcția de președinte? Sau? Deocamdată nu s-a stabilit dacă se face un congres, dar cred că mi-aș sta mai bine așa, un... Președinte facultativ, onorific. Președinte onorific. O altă întrebare. Că nici nu mă desconsider într-atât încât să spun că pot fi simplu membru, știi? De când ați părăsit Palatul Cotroceni, v-a sunat vreodată Klaus Iohannis să vă cheme să vă ceară părerea pe vreo temă? Nu. Nu? Dar dacă v-ar suna și v-ar invita la Cotroceni... Cu multă plăcere. Mă port discuții cu oricine... Vrea să ia ceva din experiență sau din părerile mele. Dar de ce credeți că nu va suna? Da, n-are nevoie. Are consilieri excepționali, are o experiență extraordinară. Sibiu i-a dat o experiență. N-ați văzut câte festivaluri erau acolo. Acolo să știți că e multietnic la Sibiu. Adică aici da, toleranță. Deci, multe festivaluri. Veneau, făceau și cu lumini de alea pe pereți. Are lăsați că nici nu asta n-aveați când ați ajuns la... Aveați experiența de pe navă. Alo. Fusese ministru în 5 guverne, primar general al capitalei și bătuse în lumea 12 ani. Aia e adevărat, acolo e adevărat. Pe de altă parte trebuie să-i dați și lui o șansă, nu? Dar îi le dau pe toate. Da. Îi le dau pe toate. Am apreciat... Ați fost dată la o emisiune aici, am ajuns deja în îmbătrânit, mi-amintesc. Și spuneați, cred că era prin februarie sau martie, că pe Victor Ponta nu mai apucă Paștele. Cum vedeți perioada următoare? Nu, acum, hai, faceți. Domnul Cristoiu. Cum vedeți perioada următoare? Nu vă mai critic. Nu, cred că va sta așa, nu constat că PSD-ul ar vrea să-l schimbe. De frica pierderii funcției de prim-ministru. Deci credeți că toate zvonurile astea din piață sunt zvonuri, da? Da, deja nu mai cred, pentru că ce trebuia să întâmple pe logica politică nu s-a întâmplat. Care? Și atunci, ce trebuia să întâmple? Logica politică era demisie după ce ai fost pus sub acuzare și să-ți vezi de drum. Și de-a trimit în că nu poate duce la un efort? La un nou moment? Este un moment care ține de președinte, dar limitat. Pentru că nu că poate aici... că el nu e chemat, da. Nu e pe funcția de ministru. Da, și chiar dacă zice membrii guvernului pot fi revocați de președinte în cazul în care sunt trimiși în judecată, ai și articol în care spune expres că președintele nu-l poate revoca pe primul ministru. Da. Domnule președinte, ultima întrebare.
care e cel mai puternic om din România? Cine conduce de fapt România? Că avem, hai să zicem așa, președintele, aleg eu, președintele Klaus Iohannis, premierul Victor Ponta, Liviu Dragnea sau Gabi Oprea? Nu vă spun pentru că vreau să dormiți la noapte. Dar de ce? Dacă îmi spuneți, mă sperii? Da, nu o să vă placă. Spuneți că vreau să știu. Haideți, poate. Citiți Constituția și o să vă dați. Parlament. Adică îmi spuneți că președintele României e cel mai deci puternic. Deci nu vă răspund. Vremea asta era președintele României. Nu vă răspund la această întrebare. La această provocare. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Eu vă mulțumesc. Și sunt sigur că discuția o să continue, pentru că nu e clar, de fapt, dacă România se va opri la această cotă. Eu aș avea o rugăminte. Mă rog. Știu că voi avea foarte mulți critici, că pe aici, pe la dumneavoastră în studio. Dom'le, eu nu mai angajez statul român, dar am obligația, consider eu, în probleme importante în care am experiență, să mă pronunț public. Dar eu nu mai angajez statul român. E părerea fostului președinte Traian Băsescu. Da, că este până întrebarea. Asta vă rog. Mâna mortală. Domnul președinte, am citit zilele acestea că guvernul sau președinția Franței a decorat pe domnul general Coldea, care este prim ajuns și șeful operativului. Da. E normal ca un stat străin să decoreze? Răspunsul meu categoric este nu. Și nu-i normal să accepți ca general al armatei române decât generații decorații militare, care se dau la schimb în anumite condiții. Deci, după părerea mea, nu-i normal să decorezi stat, să accepti să fii decorat, tu ofițer român, să accepti să fii decorat la o ambasadă când sunt ordine militare, este una. Asta se întâmplă pe front, pe nu știu ce. Vezi că declarația e foarte gravă. Nu e gravă, eu v-am spus o părere, că nu este interzisă de legislația română. Dar este șeful operativ al serviciului român de informații. Legislația română nu interzice acest lucru. Da. Poți fi decorat de Dar nu mi se pare potrivit. Ca un... Nu mi se pare potrivit. Pe vremea noastră a fost decorat vreun ofițer de informații? Nu. Nu. De state străine cu decorații civile, ca așa... Nu, și în general militari care să meargă, general să meargă să le curgă balele pe la ambasade pentru o decorație, nu prea iau demnitatea lor. Dacă vrei să-i decorezi, îi decorezi la ei în comandamente. Nu mă așteptam la reacția asta. Nu, și eu mi-am pus întrebări. Și eu mi-am pus întrebări. Nu mi-a plăcut, pentru că pentru generalii români sunt gradele acordate de statul român și decorațiile statului român. Iar cei care au fost în teatrele de operații, România m-a decorat cu decorații militare, știți, acelea cu insemne de război. Mulți militari americani și ei pe militarii noștri, dar în teatrele de operații. Da, poate domnul general Coldea, că îl stim amândoi, că a contribuit împreună cu SRI-ul la o operațiune a serviciilor secrete franțuzești. Da, sunt convins că se datorează cooperării. Ceea ce e foarte bine, pentru că și în timpul meu se lucra foarte bine cu francezii, cu BND-ul german, cu serviciile americane, cu multe altele. Da, nu mă duc ca general la o ambasadă să-mi dea. Ca civil să duc, să duce Oprescu, că mi se pare că le-a dat aceeași decorație. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Traian Băsescu. Luăm pauza de publicitate și revenim la comentarii. Alături de mine va rămâne în continuare maestrul Ion Cristoiu. Am revenit, domnilor și domnilor, alături de mine în continuare maestrul Ion Cristoiu. O să tragem niște concluzii și o să facem o analiză a declarațiilor fostului președinte Traian Băsescu. Vreau să-ți fac precizarea de la bun început pentru cei care îmi scrieți pe Facebook sau în altă parte. În primul rând, celor care nu-l plac pe Traian Băsescu le spun că vocea fostului președinte al României, care timp de 10 ani a fost în Consiliile Europene, care a asistat la parteneriatul strategic român cu NATO, cu Statele Unite ale Americii, este important și e important să știm ce gândește un om care în ultimii 10 ani a condus politica externă a României în această criză a refugiaților, care afectează și România,
Deocamdată doar la nivelul discuțiilor, dar o va afecta cu siguranță în mod concret pe viitor. Doi la mână celor care sunt susținătorii lui Traian Băsescu, simpatizanții lui în continuare, le spun că președintele nu a acceptat să stea decât o oră. L-am convins să mai stea încă un sfert de oră, fiindcă avea multe de spus. Eu aveam foarte multe subiecte pregătite, o să încerc cu maestru Ion Cristoiu să le mai trec așa în revistă, inclusiv chestiuni care țin de politica internă a României, dar și de cazul de astăzi, Mariana Rarinca, care a rămas cu o condamnare definitivă la 3 ani de închisoare cu suspendare, un caz controversat. Aici poate nu se potrivesc totdeauna opiniile mele cu ale maestrului Ion Cristoiu, dar de asta facem aceste dialoguri, ca să ascultați toate punctele de vedere, toate părțile și să trageți singuri concluziile. În primul rând aș vrea, maestre, să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că președintele Klaus Iohannis o să aibă această atitudine tranșantă, o să pună piciorul în prag, o să ceară Parlamentului un vot pe tema asta, o să-i convingă partenerii europene ai României că România are aici altă opinie decât curentul majoritar din statele, să zicem, precum Germania sau Franța. Sau credeți că va da înapoi? Ați văzut că într-una din pauze discutam cu domnul Traian Băsescu că în asemenea situații, luând de exemplu să luăm președintele Obama, acordul cu Iran, când s-a gândit să facă acest acord care e controversat, ați văzut foarte bine, el a început o campanie, se numește campanie de comunicare, o chestie, adică trimiți oameni și pe toate televiziunile, te întâlnești cu jurnaliștii, apar la televizor, stai într-un picior, stai de vorbă cu liderii ăsta, grupărilor din Parlament. În cazul domnului Klaus Iohannis, eu pariez că domnul Klaus Iohannis nu crede în această opunere. După părerea mea, cel puțin sentimentul până acum este că el luni a intervenit la o sfat sau un imbol gen șeful trebuie neapărat să ieșiți. Așa se vede, pentru că nu poți să reduci o asemenea mare problemă. Este uriașă, plămă domnul Orcan, pentru că noi ne dăm seama. Este foarte greu, va fi infernal să reziști la presiunea uriașă a Uniunii Europene, a marilor puteri, a presei, a ăstora de aici, vedeți, Monica Macovei și alții care sunt deja de acord cu trimitere. Și atunci, dacă ați observat, el s-a limitat la o conferință de presă, la un statement, adică o declarație oficială. Traian Băsescu avea acest obicei, mai țineți minte, seara se ducea la televizor, pentru că una este declarația, statementul pe care l-a ținut el. Nu suntem de acord cu... Și alta e, după asta vii și încerci să explici, sunteți de acord, să convingi pe noastră, cu poporul, domnule, eu nu o să fie așa, o să fac așa. N-am mai făcut nimic. După asta a venit din nou declarația, tot așa, sibilinică, nu suntem de acord, cota. Problema este, cum discutam cu domnul Traian Băsescu și spunea dânsul, ori, pe de o parte, trebuie să începi o campanie de a-ți asigura un sprijin. Poate nu referendum. Parlamentul, aia a fost o soluție extraordinară, da? Se poți când te duci la Bruxelles. Doi, din câte a spus și domnul Traian Băsescu, noi n-am început telefoane. Normal era ca de luni, domnul Klaus Iohannis să înroșească telefoane, să vorbească cu polonezul, sunteți de acord, cu cehul, cu... Mă, ce facem? Ne vedem acolo, ne întâlnim, să vorbească chiar cu cancelarul Germaniei, că știe nemțește, da? Se spună, domnule, n-am ce face, aici e nenorocire, românii nu vor, o să fie manifestări, nu știu, deci nu văd această acțiune. Deci deocamdată a zis că o să se ducă domnul Oprea. Deci din punctul acesta de vedere, eu nu văd un plan de bătălie. Eu pot să parez cu asta că va da înapoi, adică nu va da, va accepta și nu o să spună nimic, nici nu o să scrie pe Facebook. Dacă l-ați urmărit pe președintele ales al Poloniei, Duda, care a dat de pământ cu liderii europeni în niște declarații preluate, atenție, de Bloomberg, de televiziuni, de ziare mari din Occident. Un om care a spus din start, nu,
A zis nu primim nicio cotă obligatorie și o voce foarte puternică. Deci dacă domnul Claus Iohannis era de la începutul mandatului, pregătea o rebeliune, adică se ducea la un consiliu și de acolo aflam că a plecat. Nu știu, că n-a fost de acord. Polonezii și-au creat ăsta. Orban și-a creat ăsta. E greu acum să devii rebel, nu știu, peste noapte. Doi, și atenție, să devii rebel în cea mai dură confruntare cu Occidentul. Nu va fi altă. Poți să devii rebel, nu știu, că ți-au dat o cotă de, nu știu, de benzină, de motorină, dar la asta nu. Pentru că în momentul în care noi nu acceptăm, nu vor mai accepta nici alții, mai ales noi, adică dacă polonezii, dacă și românii. Doi, noi nu avem o imagine atât de proastă în Europa, încât ne termină mediatic. Ne termină. Mâine începe o campanie, ați văzut, ticăloșii de români care și așa au făcut, care iau pe Dracula, da? Adică noi nu avem, nu putem reacționa, nu suntem puternici, nu avem cum. Și atunci eu nu cred că domnul Claus Iohannis va putea să dea înapoi. Adică nu, va da înapoi, n-are cum. Sigur că se va duce acum la Consiliul Plajai, nu știu ce va spune domnul Oprea, da. Dar n-are cum, pentru că eu n-am văzut pregătire. La o din asta faci pregătire, n-ați înțeles, da. El n-a fost la grupul de la Visegrad. Da. Eu râdem, glumim, dar nu știu în ce limbă va vorbi domnul Gabriel Oprea la Consiliul Stajai, dar cred că se va înțelege cu oamenii de acolo până la urmă. Nu, dar nu e suficient, pentru că, încă o dată, eu mereu am spus. Eu ați văzut că în poziție cu la refugiați am foarte mari observații și multe din punctele de vedere, sigur nu calea lui, eu nu, obiecția mea nu e de terorism. Obiecția mea este că Europa, în acest moment, a dovedit că are niște mâncători de semințe. Deci, e în fața unei provocări, te-am învățat că a spus chestia aia. Păi, tu ai servicii secrete, franțuzești, ce vreți, BND, nu mai spun de ruși, dar ai servicii secrete. Să nu te prinzi tu că în Turcia se pregătește o invazie, că s-a pregătit, domnul. Ăia și-au vândut, gândiți-vă că fiecare din ăia și-au vândut. Am înțeles că acolo, pe țărm la Turcia, este un întreg comerț deja, cu veste de salvare, cu lanterne, cu bărci. Păi da, înțeleg, stați un pic, bărcile aveau GPS. Da, păi nu, cine le-a montat GPS-ul? Am servicii secrete și nu, să spunem, dacă, ca... Stați un pic, credeți că au dormit în bocanci agenții secreți sau credeți că... Pur și simplu, liderii europeni n-au ținut cont de informațiile lor. N-au ținut cont. Nu există pe teren, ăla raportează într-un ataca, 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 ataca. De aia și stă. Deci spuneți că liderii, de fapt, au aflat europeni, dar n-au ținut cont informațiile lor. N-au ținut cont, dar am considerat că o considera probleme. Și apoi, după asta, avem încă o problemă, eu tot mereu o spun. Deci dacă eu sau noastră, care nu suntem în spațiu Schengen, vrem să ne ducem acum în Germania, că am fost la Berlin, când am fost acum, unul de la Poliția de Frontieră sau la un moment dat mă uitam eu în altă parte. Nu știu, eram din România cu pașaport. Și ăla imediat a bătut să mă uit la el. Adică la mine, care eram normal. Adică să se uite la poză, să verifice da, domnul, că adică la mine, da. Nu m-a lăsat în spațiu Schengen uitându-se la mine, da? Să nu cumva să fiu. Și acum au venit 2000, li s-au verificat pașapoartele? Păi unii n-aveau pașaport, n-aveau nu, păi aveam două soluții. Ori venea doamna Merkel cu o lege care spunea dacă vin mai mulți de 10 inși, sunteți de acord? Nu le mai cerem pașaport. Da, adică s-a încălcat legea. Teoretic, Ungaria n-avea voie să le dea. Nu știu dacă teoretic trebuia să tragă. Teoretic, da? Lasă așa. Și deodată s-a prăbușit. Păi domnul Sabin Orcan, păi dacă la criza asta s-a întâmplat asta, Europa, ați văzut, e o bulibășeală, da? Dar dacă vin ruși? Nu vorbesc serios, adică acum ne dăm seama că efectiv nu avem lideri europeni, nu știu să ia nicio hotărâre. Deci toți, fiecare din ei încearcă și Angela Merkel să câștige din ăstea simpatii. Deci este o mare problemă. Eu nu întâmplător l-am făcut pulbere pe Juncker. Păi, e un discurs, ăla e un discurs de 2 lei, l-am citit. Îmi spune că, dar nu îmi spune soluția. Vorba președintele Trump, zic, dar dumneavoastră, care ar fi soluția? După dumneavoastră. Păi, soluția trebuia... Deci ăștia aș... Deci, da, haideți să o luăm așa, ca să înțeleagă... Oamenii că nu suntem, nici eu, nici dumneavoastră, nu suntem fără inimă. Adică dacă vedem un om pe stradă amărât, îi dăm ceva. Dacă vedem un câine, îl ajută. Nu suntem fără inimă.
Asta e problema și la Traian Băsescu. Lumea îl acuză că spune asta, că e fără inimă și că n-are scrupule. Dar eu și dumneavoastră, noi nu suntem oameni de stat. Noi suntem niște oameni liberi de 25 de ani, ne ocupăm cu datul din gură. Dar noi ce soluție putem să spunem? Soluție că ăștia deja sunt... Nu, stați un pic. Dar nu-i vorba de ăștia, domnul... Nu, ăștia care sunt acum. Bun, o să vină și alții. Păi asta e problema. Problema este că eu nu văd la Uniunea Europeană un hotel care spune, bă, gata, au venit ăștia, da? Bine, nu știu, gata, îi rezolvăm, da? Așa. Dar ei vin în continuare, nu se ia nicio măsură. Dar care ar fi soluția? Eu vorbesc de ăștia deja pe teritoriul Uniunii Europene. Adică ăștia deja erau în Grecia, au trecut în Turcia, în Grecia cu acele lanterne GPS-uri bărci, Bără. Au ajuns în Grecia, ăia Macedonia n-au putut să îi oprească, au luat-o frumos așa ca firul de furnică, știți cum merg furnicile așa, și au ajuns până în Ungaria. Ăla i-a pus pe tren, i-a făcut pachet, duceți-vă la Austria. Ce să le facem la oamenii ăia? Adică ce am putea să mai facem? Bine, pe viitor e alta, dar acum cu ăștia, oamenii ăștia. Cineva trebuie să-i primească, că nu o să poată să stea în aer, nu? Acești oameni au venit pentru că doamna Merkel să-i se spună că ea e iubită de sirieni, da? Și acum ea ia numai 30.000. Păi stați să ne lămurim, e vorba în felul următor. În momentul în care iei niște refugiați, una e să ai 80 de milioane, una e să fii neamț, da? Adică iau forță, nu că e vorba de forță de muncă, forță economică, da? Și una să dai unei țări ca România, unde jumătate din populație nu are WC-ul în casă. Asta este marea problemă. Marea problemă că după ce ei i-au lăsat, după ce ei au chemat, pentru că între noi, fie vorba, eu am citit cazul cu copilul, cu bărbierul ăla cărui copil a murit din Cobane. Păi ăla spune în toate interviurile că el nici n-avea de gând să plece. Dacă n-a văzut că doamna Merkel zice, veniți, că avem ursuleț, că avem ciocolată, tot s-a urcat. Deci măcar acum trebuie să dai niște semnale în care spui, bă, gata, s-a terminat cu asta. Din punctul acesta de vedere. Și sunt unele țări care pot să-și permite, noi nu ne putem permite, chiar pe bune. Va fi o nenorocire și pentru sirienii care vin la noi și pentru noi. Adică nu văd de ce n-ar lua Germania, vă rog să spun, 800.000, care e problema lor? Eu știți ce problemă am, dincolo de... Adică eu încerc să fiu pragmatic în treaba asta și sigur, nu lipsi de umanism în același timp. Mă gândesc dacă îi transportă pe aia din Italia, înțeleg că sunt de până Africa, păi în Mali. Ce îi aduce? Da, stați un pic, îi aduce cu avionul, nu știu cu ce îi aduce, îi aduce cu trenul. Ia uite cu trenul din Italia la Șomcuta, că eu mi-a rămas asta cu Șomcuta, la Unsagață Hartancui, la Suceava. Păi aduce pe aia de acolo, ăia sunt în Mali. Au văzut puțin cum e în Italia, că în Italia e civilizație, e cutare și se duc la Suceava și văd că sunt oamenii cu WC-ul în curte, că nu știu. Păi ăia o să o ia pe jos, să întorc înapoi în Italia. Păi ce puteți să-i ține cu forța aici, că nu sunt la pușcărie. Luați în calcul că un lucru, acești oameni au vândut mult. Ca să ajungă în Italia, nu ca să ajungă în România. Adică ei n-au vândut, eu de aia și refuz termenul de refugiați. Ei nu sunt refugiați. Vor fi și unii. Păi nu, refugiatul clasic este cel din iunie 40, când a fost la noi, da? Adică s-au urcat în tren cu ce au găsit și au ajuns în Gara de Nord și se rugau la Dumnezeu să stea să doarmă, da? Acești oameni, în primul rând, și-au vândut. Deci bărbierul ăla care cu copilul, că la el a studiat, a dat de fiecare persoană, sunt patru persoane, a dat 1.200 de dolari. Adică a dat aproape 5.000 de dolari. Domnul, în Orientul Apropiat, cu 5.000 de dolari, trăiești, da? Dar unii din ei nu vedeți că au și acum bani de taxi? Și cum spune noastră, de ce el a dat dolari ca să și-a vândut totul acolo, a plecat de acolo pe mare, știți cum este, ca să vină în România? Hai să fim serioși, va fi o nefericire și pentru noi și pentru ei. Bun, acum vreau să vă mai zic, să vă mai provoc cu ceva. Am citit ce ați scris pe blog despre reacția lui Victor Ponta, care l-a făcut la un moment dat pe Traian Băsescu, nu știu, șovin în toate felurile, xenofob. Dar în același timp văd că singura reacție xenofobă, șovină și cretină, aș spune eu, vine tot de la un PSD-ist, unul pe care înțeleg că vrea să-l dea Dragnea afară, dumnezeu, s-a trezit un PSD-ist, un tâmpit, de pe nu știu unde, un nei ca nimeni, care a pus pe Facebook poza lui Hitler și că mi-e dor de Hitler. Adică ajungem și în zona aia, sunt și din ăștia. Deci marea problemă, ascultați-vă, deci marea problemă a lui Iohannis, care este o mare responsabilitate dacă dă înapoi, este următoarea. Oricum el nu... Deci îți vă dau un exemplu cum s-a întâmplat cu Iugoslavia. Deci Emil Constantinescu și-a asumat această situație tragică, să fie de acord. Eu am fost în perioadă, aia se scrie în jurnalul lui. Eram adversar. Bun. Și totuși, seară de seară,
veneau ai lui și inclusiv din presă. Dom'le, trebuie să o bombardăm, da, din punctul ăsta de vedere, da? Și sigur că a pierdut și alegerile. Dar la Klaus Iohannis, dacă el a decis, dacă dă înapoi, sentimentul de ură față de ăștia va fi și mai mare, ați înțeles? Adică dacă el de la început era flexibil, eu aș fi fost mai flexibil, să știți, pe cuvânt, și aș fi spus, domnule, nu știu, să vedem, e o mare problemă, o să discutăm. Dar când vii și spui, nu, și încă o dată într-o declarație oficială, nu la un interviu, 1785, mie nu discutăm. În acel moment, dacă tu vei accepta 2000, românii vor urâ pe aia 2000. Asta este cea mai mare, cea mai mare problemă la noi, domnul Orcan, nu va fi nici măcar partea economică. Cum spunem noastră, vor veni oameni cu pretenții și oameni hotărâți să plece de aici și pentru asta vor convinge toată presa occidentală că suntem niște idioți, da? Vor face orice. Dar nu luăm în calcul ceva. Dacă președintele Klaus Iohannis, pe care îl mai criticăm, îl mai lăudăm, depinde de ce face, așa mai încet, cu ritmul lui nemțesc, așa de sas, dacă reușește. Și convinge pe ăștia că nu ia România decât 1785. Domnul Orcan, pot să vă răspund? Nu l-au convins pe Victor Ponta să demisioneze. Cum să convingă pe aia? El confundă nu Europa, România, chiar conducerea României cu conducerea de la Sibiu. Era frumos la Sibiu, te zice, spune, păi dă-te, ieși afară. Uite că Ponta n-a plecat de aia. N-a plecat. Dar cum să convingi pe aia? Cum? Încă o dată, sunt un om rațional, sunt un naționalist cum vrei, dar n-ai cum. Pentru că nici ei nu-și mai pot permite. Adică nu-și mai pot permite acum să nu doar pe România o sărim. Și o să zică Bulgaria, dar de ce nu noi? Dar vreau să vă spun un singur lucru. N-am spus la domnul Trump. E foarte important apropo de asta. Eu urmăresc Russia Today. Știți că în fiecare seară. În ultimele seri, foarte interesant, foarte știre senzațională, a apărut o temă. Fau grupaje care se numește Luptând cu ISIS. Încă o dată, jur, eu am urmărit pe ruși, nu am auzit tema asta la ei. N-am auzit cu tema. Cu ISIS-ul. Tema asta n-a existat la... Asta este postul ăsta oficial de limbă engleză la Rusia. N-a existat. Acum e o temă, tema numărul 1. Și dau, de exemplu, aseară era așa. Atenție, liderii europeni despre Assad. Că ar fi bine, exact, cred că îl dă și pe Traian Băsescu, ați înțeles? După asta, cât de răi sunt aia din ISIS? Ei nu au avut temă, ei erau de partea lui Assad, dar erau împotriva rebel. Undeva putem suspecta această invazie și ca o, până la urmă, o pregătire sau un sprijin moral dat rușilor, care probabil vor interveni pe teren, ca să se schimbe. Marea problemă la Occident este cum schimb poziția față de Assad. Păi el e conjurat. Atunci înseamnă că dați crezare sau gir generalului Constantin Degeratu, care a spus această temă. Dom'le, invazia asta e prea din senin așa și este imposibil. Bine, n-a spus direct că rușii au provocat-o, dar spune că rușii ar profită foarte mult, rușii de pe urma acestei invazii, că nu mai vorbim de Ucraina, că Europa e în dificultate, nu mai are timp să certe cu Putin, fiindcă ne certăm între noi uităm ce Ucraina. Facem cu refugiații. Nu uităm, da, acum, Europa nu se mai certă cu Putin. S-a pus pauză. Că nu mai există temă. Da. Nu mai există temă, totuși acolo ăia continuă. N-am mai văzut o știre despre Ucraina. Are perfectă dreptate și vă spun și de ce. Încă o dată, nu întâmplă. N-a existat în politica oficială a rușilor problema ISIS. Nici nu interesa pe aici. Și până la urmă, Siria e împărțită, adică 25% le mare amărâtul ăsta, are totuși zone, mai ales Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Restul este o pungă curdă acolo sus la turci, în Kobane, da, unde a rămas, și mai sunt rebeli ăștia. Până acum Rusia, atenție, Federația Rusă era de partea lui Assad împotriva Americii. Nu avea temă ISIS. Nu se băteau ei cu ISIS. Acum, faptul că ei pregătesc opinia publică și mondială, nu mai spun, de exemplu, vă dau un exemplu, de exemplu, știrea care s-a dat astăzi, am văzut unele ziare, că 50 de analiști CIA au scris că n-au fost luați în considerare, la ei a fost știrea numărul 1 și cu declarația unui analist. Ei știu să facă, da? Deci ceva se pregătește la ei pentru sprijinirea lui Assad, repet, nu în bătălia cu dizidenții.
în bătălia cu ISIS-ul. Și probabil nu e exclus să fie motorul acesta germano-rus care a zis, mă, hai să... Pentru că acum să știți că e prielnic. Acum orice intervenție rusească acolo, sunteți de acord, păi stai puțin, bă, nu-l las nici măcar să se bată cu el. Eu am mai zis, pe mine mă duce cu gândul, eu în ultima vreme citesc foarte multă foarte multe cărți de istorie, mai ales despre al doilea război mondial, mi-aduce aminte exact de negocierea dintre puterile occidentale care îl demonizaseră pe Stalin, care spunea în anii 30 că Stalin, comunismul în America, FBI-ul urmărea comuniști, vă aduceți aminte în anii 30, după care când a venit război, au bătut palma cu el și au zis, bă, între dictatorul ăla mai dement decât Stalin, îl alegem pe Stalin ca să luptăm cu Hitler. Deci precedent există dacă s-ar vrea o coaliție internațională de a bate palma inclusiv cu Putin pe tema asta a ISIS-ului. Păi nu, dar nu cred că să vrea. Nu. Șmecheria este că nu bați tu palma cu Assad, ați înțeles? Da. Dar la ora actuală e creată în Europa atmosfera, bă, hai să rezolvăm problema asta. Vreau să vă mai întreb ceva. Nu mai întreb câteva... Ascultați, eu sunt pe Traian Băsescu. Traian Băsescu întotdeauna, e prima dată când îl laudă pe Assad, că îl știu bine. Deși e prima dată când spune hai să-l sprijinim, deși cred că așa și gândea înainte. Dar acum faptul că spune public înseamnă că simte și el că se schimba ceva față de el. Da, vreau să vă mai întreb ceva apropo de asta și mai ales de percepția acestei dezbateri în România. Repet, în România nu știu de ce din secolul XIX încoace, dacă ești de o parte sau de alta, imediat se radicalizează discursul și se desparte tot mai mult. Adică e greu să emoțiile. Mai găsești. Da, e greu noi să nu mai putem fi decât chibiți. Da, pro sau contra. Da, pro sau contra. Adică nu există griuri la noi. Și mă uitam la chestiunea asta, în clipa în care a ieșit Traian Băsescu cu această declarație. Oamenii există niște voci care au spus, bă, hai să avem grijă cu acest val de imigrație pe care ni le impune Europa. Imediat au apărut analiștii care spun talibanii, să zicem, pro-justiție. Eu zic taliban, dar le zic cu dragoste, cu simpatie. Talibanii pro-justiție care spun, dom'le, discurs anti-european, cum să ne punem noi contra Europei, cum să... Adică, eu nu cred că cineva care e cu mintea la el vrea să ne despărțim de Europa. Pe de altă parte, îi spun că orice poziție alta decât cea oficială a Europei, adică îndrăznim și noi să ne dăm cu părerea, este o poziție anti-europeană, așa spun ei. Nu, dar este o prostie. Domnul Klaus Iohannis, pe mine mă miră, pentru că înainte de campanie a fost un interviu cu Rareș Bogdan, unde am fost și eu secund, ca așa noastră, și l-am întrebat această chestie textual. Domnule, care e poziția, cum apreciați poziția noastră în Uniunea Europeană? Și a zis așa, poate de, bă, suntem și noi pe acolo. Deci tema faptului că noi nu zicem nimic, noi suntem niște slugi la Uniunea Europeană și NATO, e deja o temă, a luat-o și USL-ul, mai țineți minte. Aici e problema. Din păcate, cei care au luat această temă erau oamenii care în 2012 erau împotriva statului de drept și vreau să dea România cu fundul în sus, ba chiar au curtat puțin și zona rusă, mi-aduc aminte, oamenii din zona USL-ului. Dar acum eu dacă spun că aș vrea ca România să aibă un punct de vedere oficial, am nu sunt împotriva Uniunii Europene pe toate temele, dar pe tema asta. Uniunea Europeană nu e lagărul socialist. Din potrivă, ei chiar era bine, de-aia l-am întrebat pe Traian Băsescu care e părerea lui despre crize. Era normal, noi românii avem una dintre cele mai bune expertize în materie de Orientul Apropiat. Două expertize ale seriei extraordinare. KGB-ul, cu rușii avem moștenirea, și pe Orientul Apropiat. Normal era ca președintele României să intervină numai spunând că nu-i primim. Cum am zis eu, să spună. În legătură cu asta, am mai atras atenția că suntem liderii europeni, au greșit. Nu era bine să se audă și vocea noastră? Să scrie aia. M-am uitat la, în paranteză, m-am uitat să-și vă și atunci, să văd dacă îl dă pe al nostru. Nu l-a dat, domnul. Că au dat toți liderii occidentali care sunt împotriva valului ăsta. Nu, la noi nu existăm. Asta este o mare problemă. Și e păcat că nu existăm. Că trebuie să existăm. Nu, asta nu înseamnă că ești anti-european dacă tu spui, bă, nu sunt de acord. Pe o temă punctuală, spui, cum spune Duda, bun, el e mai naționalist, el se ceartă și cu britanicii pe tema milionului de polonezi din Marea Britanie. Adică au niște voci care spun, aici nu suntem de acord. Dar să acceptăm că tot ce se face la nivel european... Dar nu e bine. Uniunea Europeană e făcută ca să zicem fiecare, să clămpănim și apoi să ajungem la un consens. Că așa ce facem. Cum am zis, înlocuim Moscova cu Berlinul. Vă rog. Da. Ultima chestiune, că mai avem foarte puțin. Ultima chestiune,
pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Eu nici renunțasem la toate subiectele astea pe care mi le-am notat pe foaie, altele decât cele despre criza refugiaților, că mi-am dat seama că nu mai avem timp să le discutăm, dar i-ați ridicat chestiunea asta cu decorarea generalului Florian Coldea de către ambasada Franței, la ambasada Franței, de către statul francez, cu o decorație civilă, înțeleg, nu e militară, pentru că au mai primit-o și civili, politicieni români. Și a fost foarte dur. Păi nu, domnule, trebuie să spun, eu l-am întrebat fiind sigur că va aprecia. Adică, pentru că vreau să scriu despre tema asta și nu știam, riscam, că fostul șef al statului să spună, bă, au mai luat și alții foarte bine. A fost foarte dur. Eu am citit acel argument pentru care... Și nu e vorba în el de o colaborare de servicii. Este vorba de o decorație pentru lupta împotriva corupției, care iar mi s-a părut. Adică, acum, sincer să fiu, ea spune domnului general Coldea așa și, nu știu, pretenește. Nu merge, adică, e șeful, șeful unui serviciu nu primește de la un alt stat. Primește de la un alt serviciu, eventual, o decorație militară, că e general la noi. Spre deosebire de ei, apropo, noi avem servicii de informație militarizate încă, deși știți că nu contează. Marea Britanie, Franța, Germania au servicii demilitarizate, civile. Experiența ca și tuturor serviciilor secrete în lume spune că nu există serviciu prieten. Deci Franța pentru serii nu e prieten. Că nu știi niciodată. Suntem parteneri, până mă orient în mijlociu. Partener, da. Maestre, nu trebuie să fim prieteni. S-a încheiat emisiunea noastră, sper că am făcut știri, că v-am lămurit cu mai multe lucruri în legătură cu criza refugiaților în principal. Trebuie să fac două precizări foarte scurte. Înțeleg că a ieșit astăzi o neînțelegere. A fost un promo greșit cu Robert Turcescu, căruia îi cer scuze pe această cale. Sunt sigur că Robert Turcescu va veni în perioada următoare la noi cât de des va putea. Eu îl invit foarte des și rămân un foarte bun prieten și coleg de-al lui. Vă mai anunț pe această cale că eu lipsesc o săptămână. Mi-am luat și eu o scurtă pauză. De duminică seara sunteți alături de Cătălin Striblea. Peste o săptămână revin și eu. Numai bine!